După întâlniri repetate cu reprezentanții firmelor care efectuează lucrări pe domeniul public, conducerea administrației locale a anunțat în mod public că data de 16 aprilie este considerată termenul limită până la finalizarea activităților începute pe carosabil. Între timp s-a mai plombat pe aici, pe acolo, s-a mai turnat covor asfaltic și s-a mai încercat schimbarea la fața unor străzi care arătau ca după bombardament și asta în timp ce primăria acorda zilnic câte 2-3 amenzi. Astăzi, pe 16 aprilie, situația nu este deloc mulțumitoare, așa cum a arătat edilul Nicolae Barbu. La momentul acesta sunt firme care au înțeles și ați văzut că s-au reparat, s-au mai îndreptat lucrurile în oraș. Nu sunt ca în urmă cu o lună, o lună jumate. Pe meteahna românului și mâine o zi, au zis că e frumos în ianuarie, a fost frumos în februarie și în martie și nicio problemă, ne apucăm și îngrășăm porcul în ajun. Și uite că în ajun a început ploile. Și încearcă în fiecare zi, încearcă să toarne asfalt, să vadă cum poate să facă, să strică alte lucrări prin spate care le-au făcut în iarnă și nu le-au făcut bine. Cât privește recepția lucrărilor, primarul îi anunță pe constructori că nu va accepta decât o recepție de ansamblu a întregului sistem. Nu am foarte multe pârghii de atac și foarte multe pârghii de a-i constrânge să facă. Singurul lucru care le-am transmis și am discutat cu domnul vice Vladu, care se ocupă de relația cu firmele care au lucrări în Giurgiu, că nu vom accepta recepția lucrărilor decât pe societate. Adică nu, ei au interesul acum, au terminat lucrările cu Apa Service, ca pot să spun că sunt aproape 99,9% terminate. Intră în faza de probe, iar după aceasta ei trebuie să vină să semneze cu primăria recepția.